Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Șefeli. Vom face astăzi inimă furată, un desert pentru ziua îndrăgostiților. Rămâneți alături de mine să vedeți ingredientele și modul de preparare. Pentru blat avem nevoie de 4 albușuri, 4 gălbenușuri, 120 de grame de făină, 90 de grame de zahăr, 40 de ml de ulei, 3 pliculețe de zahăr vanilat, jumătate de esență de vanilie, un praf de sare și un praf de copt. Mai întâi voi mixa albușurile spumă cu praful de sare, până ce albușurile se întăresc un pic. Între timp, amestecăm uleiul cu cele 4 gălbenușuri. Apoi adăugăm peste făină, praful de copt și amestecăm. După ce albușurile s-au mixat cu praful de sare, adăugăm cele 3 pliculețe de zahăr vanilat, apoi adăugăm zahărul treptat și lăsăm pentru 5 minute până ce zahărul este topit complet. După care adăugăm gălbenușurile amestecate cu ulei. Lăsăm să se incorporeze. Apoi adăugăm și jumătate de esență de vanilie. Mai lăsăm un pic. Compoziția este gata. Acum adăugăm peste făina treptat, pentru a avea un blat pufos. Și cu mișcări ușoare luăm și incorporăm făina. Am incorporat făina. Acum voi pune compoziția în tava de la aragaz în care am pus foaie de copt. Punem compoziția și uniformizăm. Apoi dăm blatul la cuptor, compoziția la cuptor, pentru 12 minute la 180 de grade la cuptorul preîncălzit. Blatul este gata, acum îl voi lăsa un pic să se răcească. Am lăsat blatul un pic să se răcească, acum îndepărtăm foaia de copt. După care îl voi lăsa să se răcească complet. Apoi vom forma inimioarele. Am aici un inel mare în formă de inimă. Din acest blat mi-au ieșit 15 inimioare. Avem nevoie de 2 inele în formă de inimă, acesta mai mare, și mai avem nevoie de încă un inel mai mic pentru a forma marginea. După cum v-am spus, mie mi-au ieșit 15 inimioare, voi lăsa 5 ca fiind baza, iar cele 10 voi adăuga câte 2 margini. Puteți lăsa doar câte o margine sau câte 2. Eu o să adaug câte 2 pentru că îmi place mai multă cremă. Să rămâne la alegerea voastră. Le-am așezat, acum le voi da deoparte și voi pregăti crema. Pentru cremă avem nevoie de 300 de ml de lapte rece, o cremă pentru prăjituri cu aromă de vanilie, gata în 3 minute, și colorant alimentar roșu. Dacă nu vreți să folosiți colorant alimentar, puteți lua o cremă, gata în 3 minute, cu gust de căpșuni. Am amestecat colorantul cu laptele, pun laptele în bolul unui mixer,
Apoi adaug peste praful de cremă și las să se mixeze pentru 3-4 minute. După ce crema este gata, o luăm și o punem într-un poș. Iar acum voi trece la asamblarea prăjiturii. Iau cele două părți, le dau deoparte, iar cu poșul pun pe margine să lipesc pe marginea bazei, să lipesc cele două margini. Pun prima parte, o presez un pic, apoi mai adaug un pic de cremă și pun și cea de-a doua margine. La fel presăm un pic, apoi umplem interiorul cu cremă. Iar după ce umplem cele 5 inimioare, dacă vreți le puteți lăsa așa simple sau dacă nu puteți, le puteți înveli în cremă. Cu un cuțit voi lua un pic de cremă și voi începe să umplu prăjitura cu cremă, să o învelesc în cremă. Eu am învelit 3 în cremă și 2 le-am lăsat simple. Acum le voi da la rece, timp în care voi pregăti decorul. Pe o foaie de copt cu inelul cel mare, în formă de inimă, voi lua și voi desena pentru a mă putea ghida. Voi forma 5 inimi. Iar pentru decor avem nevoie de 100 de grame de ciocolată neagră, 100 de grame de ciocolată albă și câteva bomboane colorate. Voi da mai întâi conturul inimii. Eu am făcut diferite modele. Am făcut o parte, prima dată am făcut conturul cu ciocolată neagră, apoi am făcut conturul cu ciocolată albă și apoi din nou ciocolată neagră și în mijloc ciocolată albă. Sau un zigzag, cum vreți voi. Faceți diferite modele. Dacă nu formați cu ciocolată albă sau cu ciocolată neagră în mijlocul. După ce am terminat de format inimile, le voi da la frigider pentru 10 minute, pentru a se întări ciocolata. Am ținut la cuptor, la frigider, mă scuzați, timp de 10 minute pentru a se întări ciocolata și uitați ce de efect sunt. Am spus, am făcut diferite modele, vă puteți juca cu ciocolata. Și partea de față și partea din spate. Acum ce mai avem de făcut? Voi lua și voi pune un punct de ciocolată, nu contează albă-neagră, și în mijloc voi pune o bomboană. Și la fel le voi da din nou la frigider pentru 5-10 minute, pentru a se întări. Acesta este rezultatul final. Iar acum voi lua și vă voi arăta și vouă. Luăm și lipim o inimioară pe margine. Făcută tot așa din ciocolată albă.
și punem capacul. Ori îl punem peste, ori lângă prăjitură, cum vreți voi. Uitați ce bine arată și nu a fost deloc greu de făcut. Puteți face această rețetă de ziua îndrăgostiților sau nu numai atunci când vreți să faceți o surpriză iubitei sau iubitului. Sper că v-a inspirat și să o încercați și voi, iar pentru mai multe rețete vă invit să urmăriți canalul, să vizitați canalul meu de YouTube. La revedere, până la următoarea rețetă!